Bine v-am regăsit, prieteni. Începând cu acest episod, vom lăsa în urmă antichitatea în ceea ce privește Patrixul și ne vom apropia tot mai mult de epoca creștină a acestuia. Am pornit, după cum știți deja, de la începuturile noastre ca specie și am analizat relațiile dintre femei și bărbați în epoca culegătorilor și vânătorilor, deci în paleolitic. Apoi am trecut la neolitic, care începe cu inventarea agriculturii acum 12.000 de ani și până la apariția ține până la apariția metalurgiei sau prelucrării cuprului, ceea ce va duce la epoca bronzului. Am analizat în detaliu, în serialul meu, cum a evoluat patriarhatul în Mesopotamia și în Europa și care a fost impactul său în Israel și în Iuda, cele două regate surori cucerite în cele din urmă de asirieni, respectiv de babilonieni. Astăzi vom vorbi despre Isus din Nazaret, așa zisul ctitor al creștinismului, și despre relația acestuia cu femeile, comportamentul său față de femei. A face asta este extrem de important, deoarece în episodul următor voi vorbi despre Pavel și femei. Iar apoi, în celelalte episoade care vor urma, despre Sfinții Părinți ai Bisericii Creștine și poziția lor teologică și nu numai teologică față de femei. Veți vedea că deosebirea dintre felul în care se raportează Isus din Nazaret la femei și felul în care au făcut-o urmașii declarații ai acestuia nu poate fi mai frapantă, mai șocantă. Așadar, astăzi vom vorbi despre cum a văzut și cum a tratat Isus femeile. Dar, înainte de asta, trebuie menționat faptul că, deși femeile au fost extrem de active, de prezente în perioada de început a creștinismului, contribuind din plin la lucrarea de evangelizare a neamurilor păgâne alături de apostoli, ele au fost uitate și neglijate de cei care au scris ulterior istoria bisericii creștine, adică bărbații. Pentru secolele care aveau să urmeze, în conștiința creștină colectivă, au intrat doar Isus, Petru, Pavel, ca eroi al acelor vremuri, ca întemeietori ai bisericii. Despre femei, doar câteva cuvinte presărate aici și acolo, fie în faptele apostolilor al lui Luca sau în câteva epistole ale lui Pavel, în care acesta le salută pe femei. Ca și când rolul acestora, rolul femeilor în creșterea bisericii ar fi fost unul minor. Aceste urme evidente de misoginism în reprezentarea rolului jucat de femei în epoca primară a Bisericii Creștine sunt opera Sfinților Părinți din primele 3-4 secole după Hristos, atunci când Biserica Creștină începe să se formeze încetul cu încetul și să apară pe scena istoriei. Iar știința care se ocupă cu ceea ce au făcut acești sfinți părinți și ceea ce au scris ei se numește patristică. Ori rămâne, dincolo de orice îndoială, faptul istoric că cei care au compus canonul Bibliei de astăzi, cu Vechiul Testament și Noul Testament, cei care au povestit despre începuturile Bisericii Creștine, cei care au dat bunul de tipar, dacă vreți, pentru ceea ce avea să constituie istoria creștinismului și dogmele creștine, au fost în exclusivitate bărbați. N-ar trebui să ne mai mire de aceea
că cheile pentru înțelegerea naturii patriarhatului au fost de atunci ascunse sub lungile lor sutane. Acum însă mă voi dedica, așa cum am spus, studiului personajului Iisus din Nazaret în raport cu femeile din timpul său, urmând ca în episoadele următoare să vedem cum ia naștere creștinismul prin trei transformări uluitoare de proporții gigantice a învățăturilor sale. Și nu doar cum ia naștere creștinismul, ci cum Patrixul capătă dimensiuni ale puterii dincolo de orice control și imaginație. Așadar, să începem. Iisus de Nazaret nu a fost urmat doar de către cei 12 apostoli. Dimpotrivă, grupa de fani care îl urma era mai mare, iar din ea făceau parte și femei care adesea contribuiau financiar la bugetul grupei respective. Maria și Marta, de pildă, surorile lui Lazar, cel înviat din morți, sunt foarte bune prietene, sunt niște foarte bune prietene ale lui Iisus din Nazaret. El se simțea foarte bine ori de câte ori poposea în casa lor. Maria Magdalena, o femeie de moravuri ușoare care va fi salvată de Iisus de la o lapidare publică aproape sigură, conform Evangheliei lui Ioan, este o figură de asemenea centrală a acestei grupe. Ea va fi, de altfel, prima vestitoare a învierii. De fapt, femeile vor fi cele care îl vor urma curajoase pe Iisus, nu doar la judecata sa în fața preoților, ci și la Golgota, într-un moment în care toți bărbații, toți apostolii au fugit ca puternicile. Femeile sunt cei mai loiali fani ai lui Iisus de Nazaret, dovedindu-și credincioșia față de acesta mult mai bine decât Petru sau apostolii. Iar Iisus știe să aprecieze acest lucru. Iisus este un prieten declarat al femeilor, ceea ce pentru epoca sa pur patriarhală este o revoluție pe care ucenicii nu o pot accepta și înțelege. Iisus vorbește de la egal la egal cu o femeie samariteană, probabil ori în șir, la așa zisa fântână a lui Iacob. Episodul este în Ioan 4. Iisus salvează de la moarte sigură o prostituată notorie. Iisus se lasă atins de o femeie necurată, bolnavă de o scurgere de sânge. Iisus se lasă uns pe picioare de către o femeie, de aceeași femeie, de aceeași Marie Magdalena, spre nemulțumirea, spre indignarea unora dintre apostoli. Revoluționar este însă faptul că, în orice caz, evangheliile nu ascund această prietenie cu femeile a lui Iisus. Ori, acest lucru, să ne amintim de regula de aur a cercetării critice, vorbește despre autenticitatea acestor episoade. Vă mai amintiți ce spune această regulă? Orice contravine status quo-ului general acceptat în epoca respectivă trebuie să fie adevărat. Ori status quo-ul acelei epoci este Patrixul, este concepția că n-ai ce vorbi cu o femeie, n-ai cum să te înconjori de femei, mai ales dacă ești un lider religios respectat. E bine, Iisus din Nazaret ne socotește toate aceste reguli, este primul feminist al istoriei, dacă vreți. Haideți să vedem acum și contextul teologic în care apare Iisus din Nazaret. Vreau să spun că despre acest context teologic aflați mult, mult mai multe în cartea mea. Cartea mea Dumnezeu nu este o carte. I-am dedicat acolo un capitol special
lui Iisus din Nazaret, care se întinde pe cuprinsul a 60 de pagini, 70 de pagini, chiar dacă nu mă înșel. Dar pentru cei care nu mi-ați citit cartea, știți, încă de pe vremea Macabeilor, din secolele 3-2 înainte de Hristos, apar concepte noi în mentalitatea iudaică și anume cele ale unui Dumnezeu personal, care se implică în problemele personale ale fiecăruia. Începe să piardă tot mai mult teren ideea că pedepsele, bolile sau înfrângerile militare vin de la el. Și să câștige tot mai multă simpatie ideea apocalipticismului, conform căreia tot ce se întâmplă rău iudeilor este din cauza demonilor, a forțelor întunericului, care sunt opuse lui Iahve și care doresc distrugerea iudeilor. Am explicat pe larg în cartea mea ce este cu acest apocalipticism, viziunea conform căreia sfârșitul tuturor lucrurilor este iminent și că cei loiali lui Dumnezeu vor fi recompensați. Dar atenție, nu cu viață veșnică în ceruri, așa cum cred acum creștinii, ci aici pe pământ, prin venirea iminentă, repet, a împărăției lui Dumnezeu, iar cei care au fost loiali, bineînțeles evreii, vor subjuga, vor stăpâni peste neamurile celelalte, peste toată planeta. Asta era credința apocalipticiștilor. Acest context, așadar, în care demonii sunt la treabă pentru a subjuga și chinui oamenii, este cadrul în care apare Ioan Botezătorul și apoi vărul său, Iisus din Nazaret. Iisus era așadar un apocalipticist, convins că împărăția lui Dumnezeu este iminentă, că El este ultimul mesager, fiul omului, ultimul mesager al lui Dumnezeu, menit să avertizeze Israelul de această iminență, da? Și pentru a-i chema la pocăință pe evrei. De aceea întâlnim pe paginile Evangheliei o activitate exorcistă de scoatere de demoni, atât de intensă, a lui Iisus din Nazaret. Da? De aceea citim despre oameni posedați de demoni, despre ispitirea din pustie, unde diavolul însuși se întâlnește cu Iisus. Pentru prima dată, Iisus schimbă complet logica iudaică preexistentă, potrivit căreia bolile sunt pedeapsa lui Dumnezeu. Deci așa credeau iudeii până la Iisus sau până până la Iisus în Nazaret, ce să mai. Conform Torei, aduceți-vă aminte, conform mentalității iudaice înrădăcinate de secole, bolnavul nu este un pacient, ci un infractor, un păcătos, cineva care a călcat legea lui Iahve. Putem observa această mentalitate la ucenici și la evrei în general atunci când Iisus face vindecări și exorcisme. Un lepros, de pildă, este un om necurat, un om pedepsit de Dumnezeu, un om care a păcătuit. Nu ai voie să te apropii de el, nu ai voie să-l atingi, iar el nu are voie să mai locuiască împreună cu oamenii în sate și orașe. El trebuie să trăiască afară. Conform afară din orașe, deci. Conform Torei, nu există nicio șansă de salvare sau vindecare pentru lepros. El trebuie să crape de suferință și eventual de foame, îl repet, în afara orașelor. Iisus din Nazaret vine însă cu o schimbare fundamentală de paradigmă aici. El spune că bolile nu sunt
din cauza păcatelor acelor oameni, ci din cauza faptului că diavolul este la lucru. Iar dacă bolile sunt cauzate de demoni, atunci e bine să le vindeci, nu-i așa? E bine să îl eliberezi pe cel bolnav de sub această stăpânire a demonilor. Aici vedem la lucru reîntoarcerea, redescoperirea religiei intuitive. Natura noastră umană, biologică, care, vă aduceți aminte, este cea mai puternică dintre toate, este mai puternică decât cea culturală și mai puternică de, categoric decât cea rațională. Da? Deci natura noastră biologică protestează la vederea abandonării celor slabi și nevoiași de către grup. Ea nu mai poate fi de acord cu natura culturală care condamnă acești semeni la moarte. Încă o dată, deci această natură biologică este mai puternică la Iisus din Nazaret decât cea culturală. Ceea ce vedem în Evanghelii la Iisus este așadar recâștigarea influenței de către sfera religiei casnice, intuitive, empatice, religia de jos, a maselor, de la firul ierbii. Și religie care, în mod evident pe paginile Evangheliilor, vine în contradicție flagrantă cu religia instituționalizată, oficială, a elitelor religioase de la Ierusalim. Haideți să spunem câteva cuvinte și despre etica lui Iisus din Nazaret. Iisus este un apocalipticist ambulant prin Galileea și Iudeea și un vindecător guru carismatic. Deci, Iisus critică bogăția și bogații, pretinde de la ucenici umilință și sărăcie chiar și predică solidaritatea cu cei slabi, cu cei săraci și nedreptățiți. Etica sa este una profund umanistă, egalitară, una care respinge orice ierarhie socială. El spune, unul singur este tatăl vostru, iar voi toți sunteți frați. Nu poate fi o dovadă mai mare a egalitarianismului din predicarea, din mentalitatea sa, mai puternic decât acest verset. El spală picioarele ucenicilor săi. El refuză ordinea socială existentă, potrivit căreia cârmuitorii acestei lumi stăpânesc peste popoarele lor și le poruncesc cu stăpânire. El este contra mersului lucrurilor din punct de vedere social. La Iisus contează părtășia, contează comuniunea cu apostolii în cadrul cinelor de seară. Iisus este prieten cu cei mai detestați și detestabili de către liderii religioși, atenție, oameni, și anume prostituatele, vameșii, tâlharii, renegații societății sau păgânii, romani. El nu ține cont de bariere sociale, de exemplu, de bariere teologice. Iisus este prieten cu oricine îl acceptă pe el și viziunea sa despre lume. Iisus iartă și este gata să ierte cei mai mari păcătoși, dacă aceștia, bineînțeles, regretă ceea ce au făcut. E bine, toate acestea, toată etica umanistă a lui Iisus nu este altceva, dragii mei, decât reeditarea și redescoperirea eticii vânătorilor și culegătorilor din zorii umanității. Ce am văzut la ei? Ce am văzut? Vă mai aduceți aminte? Doar acolo am mai întâlnit empatia pentru cei slabi și nevoiași, pentru bătrâni, pentru cei care rămâneau în urmă. Doar acolo am văzut că fiecare individ contează pentru grup,
Doar acolo am la vânători și culegători, am mai văzut lipsa oricărei ierarhii sociale. Nimeni nu era lider probabil decât la vânătoare, dar în cadrul grupului, în trib, toți erau egali. De asemenea, la vânători și culegători am văzut dispoziția de a trece peste conflicte și a te împăca cu cineva care ți-a greșit. Desigur, din grup, nu din afara grupului, aia nu se discuta. Toți cei din afara grupului erau întotdeauna dușmani de moarte. Dar mă refer în cadrul grupului, era această disponibilitate de a ierta pe cineva, pentru că oricine, orice persoană în plus în grup, era importantă. Da? Consolida și stabiliza grupul. Morala lui Iisus din Nazaret este, deci, morala vânătorilor și culegătorilor din Paleolitic. Material săraci, dar spiritual și social bogați. Și aceasta este cauza pentru care Iisus din Nazaret fascinează și astăzi pe unii atei sau pe oameni care nu cred sub nicio formă în divinitatea sa. De ce? Pentru că Iisus este profund uman. Spre deosebire de reprezentanții oficiali ai religiei, da? Ai religiei oficiale, preoții de ieri și preoții de azi, să ne înțelegem. Chiar dacă Iisus este totuși un prizonier al epocii sale în unele aspecte, de exemplu alege doar bărbați în grupa lui și trimite doar bărbații ca să, doar pe apostoli, ca să vorbească despre vestea apropierii împărăției lui Dumnezeu, sau, de exemplu, este convins că păcătoșii vor suferi la sfârșit chinurile veșnice ale Ghenei și altele, mă rog, pe care nu stau să le enumăr acum, am scris despre ele în cartea mea. În alte aspecte are așadar reacții total contrare mentalităților patriarhale ale vremii sale. Acceptă și femei în grupa sa, vorbește amical cu ele, nu se teme să le atingă sau să se lase atins de ele, ba chiar cu femei păgâne, cum este cea siro-feniciană, se angajează într-o lungă dispută verbală. Dar, mai mult ca orice, Iisus este contra familiei patriarhale. E, de exemplu, interzice divorțul unilateral, adică exclusiv provocat, cerut de bărbat, demascându-i în mod public incorectitudinea. Incorectitudinea sa etică, bineînțeles. Iisus protejează femeia de abuzurile împământenite prin tradiție, pentru că doar bărbații aveau voie să își alunge soțiile, de multe ori pentru cele mai aberante dintre motive. Da. Dacă femeia, de exemplu, era stearpă, bărbatul avea toate motivele din punct de vedere legal să o alunge din casă, oriunde, pe stradă, nu conta. Da? Important era că trebuia să-i facă copii. El proclamă că în lumea care vine, în împărăția lui Dumnezeu, o femeie nu va mai fi subordonată soțului ei și că toți bărbați și femei vor fi ca îngeri. Înțelegeți de aici ce vreți, inclusiv din punct de vedere sexual, da? Că îngerii nu fac sex ar fi una dintre concluzii, iar cealaltă este că ei nu sunt supuși unii altora, toți sunt la fel supuși doar lui Dumnezeu. Atunci când avem de a face cu grupa lui Iisus din Nazaret, realitatea contrazice în mod flagrant narrativa teologică a vremii, și anume aceea că, prin definiție, femeia nu poate fi altfel decât infidelă soțului și lui Dumnezeu, cum a fost Eva. Iisus trebuie să-i certe pe ucenicii săi bărbați de fiecare dată când aceștia rămân uimiți
la privirea inițiativelor femeiești, inițiative cu care ei sunt în profund dezacord. Tot în contrast cu un exemplu este atunci când femeile aduc copiii la Isus și le ceartă, iar Isus îi ceartă pe ei, lăsați copilașii să vină la mine. Un alt exemplu este inițiativa Mariei Magdalena de a-i unge picioarele lui Isus. Mă rog, sunt mai multe. Tot în contrast cu narrativa oficială, femeile sunt cele care sunt loiale până la sfârșit lui Isus, urmându-l fără frică atât la judecata nedreaptă a preoților, cât și până la Golgota. Tot ele sunt primele care vin la mormânt în dimineața învierii și primele care vor fi vestitoare ale învierii. Realitatea obiectivă, deci, nu are nimic de a face cu teologia zilei. Aduți aminte ce spunea teologia zilei, conform poveștii din Geneza, nu poți să pui bază pe o femeie că este loială soțului ei și lui Dumnezeu. Femeia este alunecoasă. Poate cădea oricând și poate întoarce spatele lui Dumnezeu oricând. Da? Atunci, astăzi și de-a pururea. Cu alte cuvinte, Evangheliile sunt dovada că pretențiile monoteiste ale Torei n-au reușit să se impună în viața de zi cu zi, niciodată în totalitate. În Evanghelii vedem din plin magie, vindecări hocus-pocus, exorcisme cu duiumul, vedem inițiative feminine, vedem rețele sociale între femei. Dar aceasta nu este altceva decât religia aceea veche, casnică, familială, în care femeile erau cele care aveau greutate, ca să spun așa. Da, și să nu uităm că evangheliile au fost scrise la urma urmei de bărbați, nu de femei. Cu siguranță că ar fi fost scrise de femei, ar fi arătat cu totul și cu totul altfel. Altfel spus, este extrem de posibil ca activitatea și influența femeilor în grupa apostolilor să fi fost cu mult mai mare în realitate decât ce este descris în Evanghelii. În orice caz, constatăm încă o dată că femeile n-au fost niciodată de acord cu dictatul teologic al patriarhatului și că din când în când au existat bărbați cu influență, precum Iisus din Nazaret, care au sprijinit femeile și au recunoscut rolul acestora în societate, în familie și în religie chiar. Însă Iisus a murit pe cruce și din nenorocire, Patrixul și-a continuat mai departe drumul lui, da? Viața și Patrixul. Iisus propovăduise iminența împărăției lui Dumnezeu pe pământ, dar de venit a venit biserica. Pune punctul pe i teologul catolic Alfred Loisy. Iisus și ucenicii au crezut că sfârșitul tuturor lucrurilor este atât de aproape încât nici nu și-au imaginat vreodată imperativitatea și necesitatea apariției bisericii. Așa că la scurt timp, după moartea lui Iisus, au început certurile teologice între adepții săi. Pentru cine fusese învățăturile lui Iisus din Nazaret? Doar pentru iudei sau și pentru neamuri? Trebuiau urmașii neevrei ai lui Iisus să se circumcidă sau era suficientă doar credința acestora în mesianitatea lui Iisus? Da? Certurile au început imediat după moartea lui. Vom vedea în episodul viitor între cine au fost aceste certuri. Hans Küng și Geza Vermes, doi titani a istoriei religiei, ai iudaismului antic și ai
creștinismului timpuriu, sunt de părere că prima comunitate de urmași ai lui Iisus au fost evrei, că gândeau ca niște evrei și că trăiau după prescripțiile mozaice ale Torei. Mozaice înseamnă Moise. Da? În Ierusalim, poziția care s-a impus a fost aceea a lui Petru și Iacob, fratele mai mare al lui Iisus, poziție conform căreia tradițiile iudaice trebuiau musai să continue mai departe. Tradiții referitoare la circumcizie, la îmbrăcăminte, la hrana coșer, la respectarea sabatului, bineînțeles, și așa mai departe. Succesul lor a fost unul scurt și mic, pentru că între anii 66-70 după Hristos, bineînțeles, a izbucnit războiul iudeo-roman, care a dus spre sfârșitul lui la încercuirea Ierusalimului și distrugerea acestuia din temelii, inclusiv cu templul său monumental. Părți ale comunității iudaice din jurul lui Iisus părăsiseră deja Ierusalimul înainte de această distrugere catastrofală a templului, instalându-se în Asia Mică, în Anatolia, în Turcia de astăzi. Dar n-au avut cine știe ce succes în propovăduirea mesajului lor acolo. Alți urmași de lui Iisus s-au răspândit în orașele europene ale Imperiului Roman, dar la rândul lor au început să fie curând stigmatizați ca eretici și urâți deopotrivă de evrei și de romani. Mica sectă a iudeo-creștinilor, așadar condusă la început de Petru și Iacob, acea grupare, adică care ținea strict în continuare preceptele, prescripțiile și tradițiile iudaice și care îl cunoscuse, atenție, personal pe Iisus din Nazaret, a mai rezistat eroic până în secolul 4 după Hristos, când avea să fie înghițită și asimilată, anihilată, cum vreți să spuneți, de către aripa majoritară care se formase în paralel, cea proto-ortodoxă, câștigătoare a creștinismului lui Pavel, creștinism paulian, și pe baza căreia s-a format ulterior Biserica Creștină. Iar despre cum Pavel este întemeietorul incontestabil al creștinismului, vom vorbi în episoadele viitoare. Și tot atunci vom vorbi de asemenea despre cum a fost posibil ca în numele celui mai mare prieten al femeilor, Iisus din Nazaret, să capete încetul cu încetul formă și putere, din ce în ce mai multă putere, o religie și o biserică deosebit de nocivă și dușmănoasă la adresa femeilor. Este vorba, desigur, despre Biserica Catolică. Dacă v-a plăcut acest episod, vă invit de aceea cu mare drag și la capitolele și la episoadele următoare în care vom vorbi despre Pavel, care a fost poziția sa față de Iisus de Nazaret, care a fost poziția sa față de femei și încet, încet, deci iată, vom trece la epoca pur creștină a Patriarhatului. Vă mulțumesc pentru atenție celor care v-au câștigat interesul acest serial. Dați like, abonați-vă, dați mai departe, distribuiți și în ultimul rând, de foarte mare folos, sunt sigur că vă poate fi cartea mea Dumnezeu nu este o carte, pe care o puteți câștiga, pe care o puteți cumpăra
pe site-ul editurii Smart Publishing. Deja de curând am editat al treilea tiraj de cărți și el limitat, bineînțeles. Și vă stau la dispoziție așadar cartea mea pentru a vă face o imagine mult mai amplă a multora dintre subiectele despre care vorbim. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la episodul următor.